Biblioteca Municipală George Radu Melidona a achiziționat încă de anul trecut un program de informatizare a fondului de carte, acesta fiind unul dintre cele mai noi produse în domeniu. Romașcanii vor putea ști ce cărți există în bibliotecă accesând de pe computerul propriu site-ul bibliotecii. Până la această oră, 42% din fondul de carte al instituției a fost deja introdus în program. Din luna decembrie a anului trecut am contractat un abonament la pachetul software e-bibliofil. Un pachet care include catalogul electronic, o interfață pentru administrare și multe alte funcționalități adresate bibliotecilor, dar și utilizatorilor înregistrați la bibliotecă. Astfel, datorită caracterului online al programului, utilizatorii vor avea un acces facil la toate resursele bibliografice din biblioteca noastră. În acest moment, din cele 163.854 de volume, colegele mele de la Biroul de Prelucrare Informatizată a Colecțiilor au introdus în program 68.797 de volume, ceea ce reprezintă 42% din fondul de carte. Programul implementat la Roman este unul foarte complex prin care cei interesați pot găsi în baza de date descrierea unei cărți, în afară de titlu, autor, editură, locul și anul publicării, seria sau colecția, după caz, limba publicării, indicele de clasificare regională, universală. Pentru foarte multe dintre cărți, cititorii vor putea găsi și cuprinsul unui volum și chiar o recenzie sumară a acestuia. Este un program foarte complex. Este un program unde cei interesați pot găsi descrierea unei cărți, în afară de titlu, autor, editură, locul publicării, anul publicării, seria sau colecția după caz, limba de publicare, indicele de clasificare decimală universală, se întâmplă pentru multe din cărți să găsească cuprinsul cărților sau chiar și o recenzie sumară. Accesul la acest program poate fi făcut de pe calculatorul fiecăruia de acasă, nu? Da, este un catalog care poate fi accesat de pe adresa bibgrmroman.ebibliofil.ro. Cei interesați pot, atunci când programul va fi gata în totalitate, vor putea să intre la adresa mai sus menționată și să-și rezerve un titlu pe care... Accesul la acest catalog va putea fi realizat atunci când programul va fi gata de implementat. Fiecare utilizator va putea accesa de pe calculatorul propriu adresa bibliotecii George Radu Melidon afișată mai jos, putând afla câte exemplare dintr-un titlu are Biblioteca Roman. Dacă are un anumit titlu, la ce secție de împrumut se află cartea solicitată, secția copii, adulți sau la sala de lectură. Pentru a avea acces la programul informatic, va fi necesar ca fiecare utilizator să se identifice folosind adresa personală de e-mail.